Că legea bugetului pe anul în curs este legea 293/2011. Ea a fost promulgată în termen de 45 de zile. Trebuie să-și producă efectele, respectiv consiliile județene și consiliile locale, primăriile, trebuie să-și afișeze în această perioadă bugetul, să aibă loc dezbatere, să intervină cetățenii cu privire la modul în care doresc să se împartă aceste sume. Din datele care le avem, sunt date preliminare, încă n-am primit întreaga documentație la nivelul Consiliului Județean, probabil în cursul zilei de azi m-au primit de la Direcția Finanțelor Publice, care Direcția Finanțelor Publice va împărți banii ca și în anii trecuți pe localități, după o formulă deja consacrată acum, în funcție de populația dintr-o anumită localitate, de terenurile din intravilan și de impozitul prevenit din fiecare localitate. Așa că, prin această formulă, se vor duce marea majoritate a banilor, de la Consiliul Județean, se vor duce banii pe drumuri județene, drumuri comunale și se vor duce sume pentru cofinanțarea proiectelor de dezvoltare locală și cofinanțarea proiectelor europene. Deci acest lucru se va petrece la nivelul Consiliului Județean, probabil în luna februarie, astfel încât, pe parcursul întregii luni ianuarie, să putem să defalcăm acest buget la nivelul tuturor localităților și am prevăzut că, începând de săptămâna viitoare, cred că prin ziua de marți, într-o serie de câteva întâlniri din această sală, vom discuta împreună cu primarii și cu contabilii primăriilor principalele aspecte ale legii bugetului. Vom avea invitați alături de noi pe colegii din Finanțele Publice, din Trezorărie, vor fi prezenți de asemenea de la Inspectoratul Școlar Județean, probabil că vor fi și de la Ministerul Muncii, pentru că e bine ca cu acest prilej să se clarifice unele din problemele și cel mai bine să se informeze oamenii de la surse. Astfel încât cu ultima întâlnire să fie cu municipiile și cu orașele și să putem să avem o privire mai largă, deși noi această privire, acum după experiența pe care o avem, ne-am cam conturat-o, în sensul că la sfârșitul anului am circulat o avreză la toate localitățile din județul Dolj, cele 111, prin care le-am cerut să ne spună care sunt investițiile în curs, care sunt investițiile pe care doresc să le facă în cursul anului viitor și unde ar dori să fie sprijiniți cu o finanțare. În felul acesta, noi avem aceste documente scrise, semnate de fiecare localitate și vom discuta celelalte probleme mai speciale în legătură cu bugetul. Ce ar însemna acest lucru? Ar însemna că noi o să le spunem foarte clar primarilor și acest lucru îl vom face și noi la Consiliul Județean. Că potrivit legii bugetului, nu ai voie să începi o investiție nouă dacă nu ți-ai achitat toate datoriile la o investiție veche. Adică, dacă ai terminat o investiție și n-ai plătit celor care ți-au lucrat pentru această investiție, nici să nu te gândești să abordezi o altă investiție nouă. Deci asta e legea numărul 1. Legea numărul 2 este că se finanțează investițiile în continuare. Deci nu te apuci de investiție nouă dacă n-ai banii să o termini pe cea care ai început-o și dacă n-ai banii să începi o investiție nouă, adică să ai toți banii. De aceea, lumea trebuie să înțeleagă că oricât ar fi investiția și lucrările de dragul investiții, mai ales într-un an electoral, nu poți să bagi buldozerul, să iei două cupe dintr-o anumită parte a statului, că să anunce oamenii că începe acolo investiție, pentru că este penal și că trebuie să urmezi aceste căi. Din alt punct de vedere, la nivelul județului, știm acum că vom primi bani
cu circa 5,5 mai puțin în ceea ce privește impozitul pe venit. Și acest lucru se va petrece de maniera următoare. Comunele, orașele, municipiile vor primi cu 2,25 mai puțin, consiliul județean cu 0,75, cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare vor fi cu 2,5 mai puține, deci în total cu 5,5. Vor fi mai mulți bani pentru câteva activități mai deosebite și acestea prevăd cheltuielile de personal, plata a 5% din hotărârile judecătorești câștigate, deci învățământul preuniversitar, în mod special, dar și cei din Consiliul Județean și din alte părți, care s-au adresat instanței cu privire la anumite drepturi încălcate și au câștigat și au aceste hotărâri judecătorești, 5% dintre acestea vor fi plătite din anumite sume de bani și sunt circa 160 de miliarde de lei vechi și pentru această activitate, și pentru cornul și laptele, și pentru mărul care trebuie să fie achiziționat, și pentru personalul neclerical, din alt punct de vedere, de exemplu, la drumuri județene și drumuri comunale, care e un nou general, în continuare, în cele 104 comune și chiar și în orașe, banii sunt mai puțini, sunt circa 70% față de anul trecut, care la rândul lor era mai puțin decât în anii precedenți, dar asta înseamnă că față de 154 de miliarde în 2011, primim acum vreo, cred că 104 sau 5, o să vedem imediat, vă spun, 108 miliarde. Asta înseamnă cu 46,3% mai puțin, adică 70% din suma care am primit-o înainte. Cu privire la această activitate deosebit de importantă, noi ne facem o socoteală acum și am dori, dacă toate lucrurile ne ies bine, să menținem suma de anul trecut și să o repartizăm ca în același fel localităților, pentru că și la repartizarea acestor sume există o formulă foarte clar stabilită de lege, în așa fel încât spune în felul următor. Se repartizează aceste sume pe drumuri județene și drumuri comunale în funcție de lungimea lor și de starea de viabilitate.